Asociația crescătorilor și exportatorilor de bovine, ovine și porcine trage un semnal de alarmă cu privire la pericolul care bate la porțile României. Potrivit unui comunicat de presă al Asociației, exploatațiile agricole din țara noastră se află un pericol din cauza gripei aviare prezentă deja în mai multe state din Uniunea Europeană. După cum v-am informat deja, printre țările lovite de gripa aviară se află și Polonia, o țară de unde se importă cantități importante de ouă și carne de pasăre. În acest sens, fermierii din Acebop, prin vocea președintelui organizației Dr. Meri Pană, cer o serie de măsuri urgente pentru a preveni dezastrul. Prima restricție corectă pe care o fac este suspendarea achizițiilor de carne și ouă până la aplicarea măsurilor stabilite de Comisia Europeană, cu scopul protejării consumatorului român, știind faptul că virusul influenței H5N8 poate fi letal pentru om. Această măsură ar trebui secundată de controlul întărit la destinație al cărnii și ouălor la intrare, respectiv în depozitele din România, pentru a reduce spre zero riscul pentru consumator sau retragerea lor de pe piață. România este prima pe lista țărilor cu pericol major de infestare cu virusul aviar din cauza cantităților de sute de tone de carne intrate săptămânal în țară și sute de mii de ouă. Comisia Europeană solicită în continuare menținerea unei vigilențe extreme, care ar trebui marcată și de măsuri aplicate la achizițiile intracomunitare, cum spuneam mai sus, nu numai la supravegherea fermelor din România. Directiva în discuție prevede derogări de la restricțiile de mișcare a păsărilor, cărnii, ouălor, cu specificația mișcării doar în statul afectat, nu și în alte state membre, se arată în comunicatul ACBOP.